În dimineața asta mergem să îl vizităm pe Tudor la Ghindari, să vedem ce mai face căsuța lui din Saș de Pământ, căsuța lui Hobbit, la care acum vreo 3 veri cred că am ajutat, am fost parte din procesul construcției căsuței și mergem să vedem cum stă treaba acolo, să punem câteva întrebări și bineînțeles să vă arătăm și vouă. Am ajuns la Tudor și sunt curioasă dacă ne rup câinii în bucăți, da? Pentru că ne plac câinii. 5 câini. Hai să vedem dacă ne rup în bucăți. Pe unde vii? Pe la spate vii? Pe la spate vii? Serus, serus. Ce fa... Au, ovole, ok. Hai, Patrocle! Liniștește, gata! Asta urmând la parter să rămână o bucătărie de vară. Parte de sus? Da. Parte de sus să vină mansardat. Asta pentru că... mi-au adus lemne mai lungi decât era cază. Nu planificasem să-mi fac mansardă, dar când mi-au adus, am zis că ar fi păcat să arunc atâta lemn. Da. Asta ca să... ca ce apă vine pe pământul ăla, să nu se prelingă pe perete, știi? Da. Și de-aia am zis, dacă tot am folia aici, ia să umplem noi de lemne, să... să protejeze. Asta e beciu îngropat, cum ar veni. Adică... Uite aici îl vezi că e din Sagi, care ăștia unde e uscat, nu are nicio treabă. Deci ăsta vezi dacă dai, nu e nicio problemă. Problema e la pereții din spate, care nu se usuce niciodată, pe scurt. De ce? Pentru că, spre greșeala mea, am înțeles... Poate că dacă aș locui într-un loc unde apa, unde pământul este mai nisipos sau mai pietros, se drenează. Dar aici pământul este super argilos și reține apa. Deci aici nu se drenează, nu se usucă niciodată pământul. Deci poți pune o prelată 2 metri încolo, 2 metri încolo, 2 metri încolo, iar la baza clădirii peste 10 ani nu se tot pământul. N-are să umplu. Da. Deci atunci acolo se adună apă. Și ideea este să reuși să umplu și folia asta ar trebui să ducă încă vreun metru, doi mai încoace, știi? Și atunci, în clipa când acoperi toată chestia asta cu pământ, practic îndepărtezi apa de lângă perete și chiar dacă se va uda peretele, nu e atât. Singura problemă e că vreau să fac acoperișul din paie sau din stuf. Depinde de ce găsesc. Ca meseriaș, mă refer. Asta ce vedeți aici, pereții ăștia s-au făcut astă primăvară cu Cosmin. Și au crescut, a crescut chestia asta. Semințe? Uite, asta de aici se mănâncă. Deci ce e aici sus și așa micuț subțire. Asta care vezi așa tipul ăsta de iarbă, asta e ce era aici, natural. Cred că o să mă apuc să plantez de la trifoi. Pentru că altfel o să trească să-mi cosesc zidurile. Și aici, cum e așa tot poros așa. Asta e ceea ce am nevoie să îndemnul, pentru că altfel, vezi sacul, fiind așa, se va degrada la soare, știi? Și atunci e, dacă pui, uite cum e, mustește de apă. Și care nu e o problemă, dar în clipa când o să fie rădăcini multe, atunci o să țină pământ, știi? Mă mai gândeam inclusiv să mai plantez grâu în chestia asta, ca să mai ajut și mai mult, că grâu își face o rețea radiculară foarte zdravănă și nu știu. Singurul care a pățit ceva e acolo. Care s-a prăbușit cu totul, a explodat pur și simplu peretele. Așa și arată. Aia e greșeala mea, probabil. Pe acolo urcam pe acoperiș și tot presam. Iar pe acolo se scurge cea mai mare parte din volumul de apă de pe acoperiș. Deci, practic,
ai 1-2 metri pătrați de pământ pe care se scurge volumul de apă de pe 30 de metri pătrați de acoperiș, ceva de genul. Și atunci lasă tot în plasă, în plasă, până a făcut șbuf. Îl fac altfel și o să fie bine. Pe el îl cheamă Lună. Măi, Alon, măi. Aici în mijlocul curții, ca să nu se facă lac, vezi că e un canal care are, nu știu, așa vreo 80 cm de pietriș și în el e și un tub de drenaj care duce jos la râu apa. Deci până la râu ai tub de drenaj? Da, e de doar pe aici până la zid este pietriș cu tub de drenaj și de la sfârșitul zidului e țeavă care duce încă 25 de metri, 30 de metri prin pământ. Foarte fain. Deci e lung de tot. Trebuia să scap de apa asta de aici, și altfel, uite, vezi aici unde, de exemplu, iarba e mai mare, uite cum a protejat zidul, știi? Uite, ăsta e uscat, n-ai de treabă. Știi? Dar în timp el o se tot tase, zice, ce? Aici am pus gărdulețul ăsta pe sus, pentru că altfel câinii toți se teau pe margine și la un dat făceau așa și rupeau malul, cum îi zice, marginea sacului și a trebuit să refac jumătate din... Care e scopul ăsta? Care e scopul ăstora? Nișelor? Da. O să iasă cărămida și de aici de acolo și scopul e și o băncuță. O să fie o scândurică jos și o să vină o băncuță în față și ăsta, când răsare primăvara, vara și primăvara, soarele stă aici și primește așa frumos acolo, e răsărit-o. După aia, în timpul zilei, poți să ai frumos acolo la umbră. Niște băncuțe așa, știi, să poți stai afară să nu te, să nu te bată capul. Așa? Deci le-am făcut la pisici niște cutii ca să stea undeva mai la căldurică, că aparent nu e suficient de frică să stea înăuntru, stau afară. Pentru că vine Crăciunul și stau în iesle. Ceva de genul. Așa. Ce am mai făcut pe aici? Panourile fotovoltaice pentru curentul din casă. Nu știu, 1,5 kW de curent electric. Cât ar putea ele teoretic să producă pe vreme casa, probabil că dacă produc 100 de W pe oră e mare brânză. Dar depinde de nevoi. Dar acum se întoarce șira după volum. Așa, și uite aici vezi, se vede șanț pe unde a mers. Și până la stuful ăla e făcut canal. Contraforce aici unul și acolo unul, mai sunt în spate. Deocamdată doar am delimitat oarecum conturul și la anul ăsta trebuiască să ridic aici un munte. Dar oarecum bine că n-am făcut chestia asta, pentru că dacă aș fi făcut chestia asta, aș fi pățit la fel ca dincolo. În sensul că zindurile de aici nu au explodat, pentru că mai mult sau mai puțin unde am construit zidul din saci de pământ, era foarte aproape de pământ. Deci, practic, am tăiat pământul aproape de verticală și am pus pământul și am pus sacii la distanță mică și atunci umplutura a fost mică. Nivelul de compactare al pământului, adică pământul fiind deja compactat și pe când acolo unde a explodat, acolo a fost umplutură și aici va fi la fel umplutură. Și atunci trebuie să tratez cumva altfel felul în care îmi construiesc contrafortul ăsta de aici, față de cum am construit zidul de acolo din fața casei, pentru că altfel și ăsta pe margine o să facă, uite așa, șbaf. Și sincer nu mai vreau să fac o chestie de 20 de ori. Oba, unde ești? Am văzut chestiile astea, știi cum se face la un zid ăla de fortificație. Siglele astea nu sunt făcute pe direcția care trebuie, nu sunt destul de lungi și atunci se prelege apa pe el și nu sunt direcția care trebuie și atunci se prelege la margine. Și mai trebuie să refac siglele astea la anul, așa că deocamdată stă peste asta folie. Așa. Aici sunt mânuțele celor care au fost la ultima atelier de anul trecut, când am tencuit exteriorul casei. Uite și asta este. Unde? Asta e o mânuță de, asta e o mânuță de copil și asta e o mânuță de câine și asta e mânuța lui tătico. Copilul și al lui câinele, care este gramatica limbii române. Tăticul lui copilul. Exact. Asta este opera lui Marta. Așa. Și aici este opera unei tipe care era, este în continuare, bănesc că n-a fost zis între timp, este iraniană, cred că era tipa,
Și a zis că are teme marine în cap. Bine, frate, fă teme marine dacă vrei tu. Nu mă spun. Ghinda asta e superbă. Și aici avem o ghindă. E superbă. Asta e o chestie super haioasă. Satul se numește Ghindari. Din cauza faptului că în maghiară satul se numea Mokfolvo. Numai că Mok înseamnă în maghiară ghindă. Dar ghindă înseamnă doar dacă scrie cu 2 de capa. Dar satul scrie cu un capa. Așa că, practic, numele satului nu este satul Ghinde, ci este satul Mok. Mok fiind o fostă cetate care, imediat cum treci drumul peste Târnava, e sus în vârf de deal, în ruinele ei. Ce era cetatea Mok. Și, practic, la baza cetății Mok este satul de romi, care e acum satul Cătunul ăla de romi. Și abia după aia s-a format satul Mokfolvo, care era format din oameni care munceau pentru cetatea Mok și care dacă lucrai, nu știu, 10 ani, 12 ani, habar nu, lucrai număr de ani, primeau de la cine era șeful cetății, primeau o bucată de teren unde se poate să-și facă. Și de-aia terenurile sunt lungi și înguste, astfel încât omul se poate să-și facă o casă și în spate se poate să facă o grădină unde să crească o capră, o oaie, o ceva și să-și planteze 3 legume, habar n-am. Așa că it's a misnomer, Mokfolvo. Aha. E satul Mok, nu e satul Ghindei, dar românii simt nevoia să traducă totul și asta a făcut comunismul, a dat cu buta în baltă. Când explic cuiva de lumină de 4000 de Kelvin, deci de 6000 de Kelvin, deci de 2700 de Kelvin, ce rău, nu înțelege lumea de obicei, dar... Păi noul language, noul slang de câți lumini are? Păi, e bine că am trecut de la față la lumeni, măcar oameni. Adică asta e un lucru bun la sfârșitul programului. Da? Prin interiorul sobei și faci undeva la partea de jos, unde e șuberul ăsta. Încă unul? Șuberul ăsta. Așa. Care dacă îl ridic, fumurile ar trebui să iau prin alea două horne, nu se vi le arăt. Dacă îl las jos, fumurile o iau prin bancă și o iau prin ăsta de aici. Deocamdată nu este prea eficient pentru că după aia mi-am dat seama că, din păcate, hornul pe unde poate să degaje căldură e atât dicuța doar. Dar o să corectăm. Așa, asta ce-ți povesteam despre hidroizolație. Vezi? Nu am folosit membrana cu crampoane, undeva s-a înțepat, undeva s-a inundat. Ghinion. Am cum să corectez problema, dar fie că vreau, fie că nu vreau, există această... Adică în clipa când îți îngropi o casă, ok, din ce să faci tu pereți e treaba ta strict personală. Hidroizolația e un fel de... Nu e coperta de la Biblie, e toate foile dinăuntru, plus textul, plus tiparnița, plus preotul, plus... Deci e like, mega esențial. Deci trebuie să tratezi hidroizolația cu respect pe care nu tratezi absolut nimic. Pentru că odată ce e îngropat-o, dar se poate corecta, dar e cu mult prea multă muncă. Și deși acolo unde e șubărul, vezi, vin două țevi. Asta e una și alta e în spatele tău. Asta e pum, e o creangă, e o creangă și cu bețele astea o să vină parte înfiptă în perete și partea o să vină dat găuri în ăsta. Deci nu o să stea bețele pe deasupra, nu o să rămână la suprafață frumos. O să vină practic o chestie așa din mortar de pământ și var, pe care stă doar chiuveta. Pe jos o să vină cărămidă, la fel cum e și aia de pe hol, pe toată suprafața și frumos. Iar aici o să vină cazan de baie cu lemne, știi, care stau acolo. Asta o să fie un coș de rufe, care o să fie aproape de cazanul de baie ca să stea uscate rufele. Iar acolo cădița mea pe picioare. Cu picioare. O să fie vizibilă, deci cada nu o să o îngrop. Da. Nu o să fie pietriș sub ea, o să fie cărămină și nu știu ce, dar o să rămână vizibil. Iar acolo e geamul care l-am spart anul trecut, pentru că se poate. Neapărat luminatorul din mijlocul casei, care dacă se întind tot ăsta, că pentru, nu știu acum cum se pentru Cosmin acum,
dar cel puțin astă vară. Asta e o brăscuță făcută de Jacques. Eu am de una dintre franțuri. Și deci tu sus. Îmi fac poza la toți trei. Vitara, pardon, acolo le aduce pâine și chestii. La ora 12 și pe aia pleacă. Voi ați zis că aveți bar, magazin, pentru ce? Povestea lui Tudor nu se oprește aici. În episodul următor o să aflăm mai multe detalii despre de ce a ales traiul off-grid într-o căsuță hobbit construită de el. Nu uitați like, share, subscribe. Vă mulțumim pentru vizionare. Până data viitoare, să fiți cu minți!